un topor, motherfucker. Ce dracu. Ok, hai să intrăm iar în mașina asta. Deci mă jur că o să mă chinui cu chestiuța asta până nu o să mai poată săraca de ea. Hey, so how to go with the port? Sunt curios cât o să mai, reziste. Ok, hey, trebuie să ajungem destul de departe. Give you a job? Yeah. I work some guys over. Mm-hmm. Small time crap. Și până una alta, cât ăștia vorbesc, aș vrea să vă reamintesc să apăsați butonul de like dacă susțineți această serie și vreți să vedeți episoade în continuare. Ok. Quit whining and keep in touch with Derek. Trust me. He's got better jobs than shaking down wharf rats. Trebuie să am grijă la mașina asta, că e destul de făcută praf și ne-am gândit să bubuie sau ceva. Ok. Aparent iar avem ceva treabă de făcut, șmecheră și chestii. Ah, 69-8. Nu știu ce să zic, adică abia acum realizez care numărul ah, 69. Nu o să mai comentez pe tema asta, o să vă las să deduceți voi de ce zic că e o chestie ciudată. Așa. Trebuie să am grijă. Dacă mă lovesc de ceva în camberet-o. What is this, the Indianapolis Speedway? Oh, what? Dacă pune și Joe să ia de mine că conduc repede, e clar. Așa, lăsăm aici. Ho! Așa, like a man, like a boss și chestii. Auziți, dacă chiar dacă sunt ceva lucrător, atunci de ce n-ai mai trebuie să sparg așa asta? Oh, iar am intrat aici, aparent. Sau de cât mi se pare. What the fuck, man? What the fuck? What the hell is this? Come on, boys. The cops will be here any minute. Move it! Ryan fucking O'Neill? What the fuck is this? You crazy bastard, what the fuck are you doing? Barbara, what the hell are you doing here, you fuck? You're a little late, Chief. There's nothing left here for you. Fuck off, Fatso. This is our heist. You want to get out of here in one piece, you better hand over everything you've got. Well, the sign outside didn't say Brian O'Neill's place. If it did, I wouldn't have robbed it. Instead, I would have set it on fire. Westside Mall. Repeat, 1031. Burglary in progress. This is car 54. We're on it. And I suggest you get lost before the cops show up. Ah, fuck! Kiss my ass. Genial. Aparent mai vin și polițiștii. Și mai avem și păiduții ăștia care trag după noi pe spatele nostru. Ce căcat, man. Gotta get the fuck out of here. What the hell are you waiting for? Get him, lads! Brian, ok, hai că mă duc după ăsta. Wow, 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 frate! Fugi! Fugi, 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 haida! Du-te în față! Mamă, bă, dar te chinu și tu! Shit! Come on, you piece of shit, open up! Okay, got it. We're out of here. Vito, come on! Hello. Freeze! Police! There's no way out! Gotta find another way out! Și tu cine crezi că o să te asculte? Oricum apare ne caută. Adică știți, mai antici chestii. Să vedem cum scăpăm acum. De ce presim de-o că o să ieși fix pe acoperiș? Shit, another dead end! Calvert Joe, ok. Oh, shit! Lei mort. Oh, shit! Ok. Na, am plecat. Ce
acest nebun. Crazy, it's covered in ice. One slip and we're dead. We have no choice. I ain't going to the joint. Haide, frate. Fix în capul pe care nu l-am picat. Așa. Acum l-am picat în cap. Mai e unul. Bun, headshot. Ah, ce-mi place că trebuie să dai control ca să scapi. Și holy fucking shit, clar nu o să vă vadă nimeni acolo, știți, nici nu bateți la ochi. Get your ass over here! You waiting for a formal fucking invitation? Over there! Shoot! Shit, Jesus! Ce-am zis că nu să vă vadă nimeni? Almost lost you there. Yeah, I think I just shit myself. Where'd they go? They must have gone this way, Sarge. Oh, fuck that. I don't get paid enough for this. This way. This should take us to the street. Ok, hai. Merg pe unde zici tu. Shit, cops. Unde? Să mor. Please, police. Oh, fuck. Ce dracu cover am luat aici, frate? Mamă, deci motherfucker. Deci a avut ăla un cover de toată frumusețea, mă. Nici nu a lăsat fix capul la vedere. Almost got it. Și ăla la fel. Ha. Doar pleacă odată, omule, mamă, deci... Henry's never gonna believe this. Stupid bastards. Let's go. Deci cum să zic, că tipul ăsta trage bine. Nu e chiar useless. Dar am pui mei, uite știu că dă... Ce ți-i mișcă. Look at the Irish my ass. Who the hell was that? Brian O'Neill. Crazy Mick bastard. Not too bright. Usually works as hired muscle. Yeah, I didn't think he was the brains of the operation. Hopa, hopa, hopa. Shit, the cops. Come on, get out of the light. Let's go. Come on, come on, come on. Don't worry. Give me a bag. I'll go ditch the goods. All right, pal. Meet you back home. Try not to get pinched on the way there. Ok, și acum ăsta asta mă lasă căutat de poliție și acum ce fac? Ok, mă duc să-mi iau cea de îmbrăcat. Ok, nu pe aici. Oricum e foarte șmecher că genul mi-a dat unde sunt poliții, știi, să-mi stau așa departe. Poate că e unul pe acolo, pe undeva. Oho, da. Sunt curios, oare... Dacă e o mașină... De fapt nu, nu vreau să-mi pun asta ce naibii. Ok, asta n-are decât două. Wow. Bă, eu sunt căutat, dar mașina nu. Deci putea teoretic să trec cu mașina pe între ei, nu? M-au văzut. Ok, nu mai contează. Teoria mea s-a dus dracu și acum o să mi-e căutată și mașina. Ok. Da, mersi mult, știi? Holy fuck, nigga. Da, în ce hal se trage după mine. Oaaa, la trage cum... Tommy Gunn-ul. Ce căcat îmi...
Păi nu mai trage, bă, bă, ăsta mă moară. Bă, dar sunt mort. Sunt mort. Deja nu știu dacă mai contează. Ok, 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 gata, cred că am scăpat aici. Măcar în viață am scăpat. Dacă nu de poliție. Vai de capul. Nu pot să cred așa ceva, mă, cum n-au să fi frânat eu la faza aia. Ok, ok. M-a dat iar de aici. Măcar atât, dar cum dracu să ajung eu aici fără să fiu văzut? Ok, stai că încercăm altfel. Bun. Pot să mă duc între blocuri? Cred. Sper că dacă nu am cum să altfel. Ba da, pot să mă duc între blocuri. Doamne, ce retardat sunt. Well, asta nu m-aș fi așteptat. Bine, de fapt, m-aș fi așteptat. Bun. Vai de capul meu. Hai de pleca asta acolo. Ah, fuck. No, nu mă vede, nu mă vede. Tu cine dracu ești? Sunt mortul că a oprit acolo mașina. Bine, frate, am plecat. Mai stați voi acolo. Ok, abia acum au plecat și ei. Atât că nu e tipul la polițist. All units code green, back to the station. No. Hey, you wanna take it easy? Ok, frate, să-mi bag piciorul, nu știu cum să ajung acolo fără să fiu văzut. Oare aș trebui să mă fi dus pe partea asta? Ce căcat, mă. Ok, sunt aici. Lui un polițist care s-a oprit. Și o mașină care n-a trecut pe unde sunt eu, deci ok. Ce naiba. E prea mult pentru mine. Pe unde e fugă de poliție acum? Nu mai pomenit. Ah. Mai vine și o mașină, really? Serios? Ăla nu pleacă și la stânga, la dreapta, pe undeva? Chi trece strada? Nu. Fuck. Cred că vine încă. Shit. No, fugi, fii atent că mă prinde. Da, m-au luat. Fuck, man. Ok. Dintr-o oarecare motiv am scăpat. Doamne iartă-mă, ar trebui să ajung unde trebuie.
No, doamne. Mai știi ceva? Ia stai că mă duc eu în partea cealaltă. Ups. Știi ceva? Cred că îmi bag ceva în ea de treabă. Și am fugit cu mașina. De fapt, asta e. Poate reușesc să ajung cumva pe aici fără să mă vadă poliția. Încercăm. Încercăm. Ce are? Ce avem de pierdut? Fără faptul că poliția e fix acolo. Bă, bune. Și acum, de ce, Doamne, iartă-mă, nu m-a văzut ăla din mașină? Sau numai aia, cum se numește, sau numai polițiștii care sunt pe jos mă pot vedea în puii mei în mașină, în nenorociții dracu și chestii. Ok. De fapt, cred că aici ar fi cel mai bine să-mi schimb hainele. Și acum să vezi că e un jegos de la pe jos, care stă pe jos pe acolo. Opa. Go home, dar stai în pui mei întâi. Întâi de toate să cumpăr și eu ceva haine. Oh, capa. The finest clothing this side of Paris. Leather jacket, tailor suit, tailor suit. Ăsta-i, ăsta-i. Anything else I can do for you? Așa, sharp suitor. Bun, hai să văd eu cine mai mă recunoaște pe mine acum. Doamne, și în ce hal m-am chinuit să ajung la căcatul ăsta de fază, frate. Încă puțin și ajung acasă. Ups. Doamne, ce idiotă sunt. Ah, ci că încă puțin, da. E încă puțin, cum să nu. Ce claxon are asta? Bă, sincer să fiu cu voi, parcă mașina asta se conduce mai bine. Dar chiar, bă, și-am renunțat eu la mașinuța mea, mă. Chestii, ce oameni, bă, trebuia să fiu păstrat, să mă fi dus acasă întâi, să fiu pus în garaj, să fiu păstrat. Ok. Mamă, ce claxon. Logica din Mafia 2, lovești de tamai stâlpul și se dărâmă stâlpul, lovești un copac, aproape mori. Deci fac ce dracu mai mă tot uit, că știu și eu cât mai e. Nu știu, sunt obișnuit din jocurile gen fără radar. Și să mă uit eu ca dobitocul să văd cum să ajung. Înțelegeți, cam asta e ideea. Gata, frate. Am ajuns în sfârșit, am scăpat și de poliție, Doamne feri. Nici nu mai am de gând. Bă, de aici mă duc pe jos. De acum, cred că mă pot numi și eu un... nu știu cum să zic, un... mafiot. De fapt, nu neapărat un mafiot. Deci, cred că pot să zic că de acum sunt merituos de a purta astfel de costume. Ok. Ce îmi place pălăria. Deci vrea și una de genul.
frate, hai să mă și culc. Mic să-mi pat. Night shift. Asta a fost un chapter întreg? Ok. The Buzzsaw. Hey there, handsome. Hi there. Joe ain't here right now. He said for you to meet him for lunch at Freddy's. I see. Too bad you were passed out when I came in. We could have partied. Maybe next time, doll. Bye. Interesant. Foarte interesant. That was something. Ziceam și eu, hai de capul meu. Oricum, cam asta a fost pentru acest episod din Mafia 2. Până data viitoare, am fost Cristi. Dacă v-a plăcut, vă rog să apăsați butonul de subscribe. Să lăsați un like și un comentariu. Bye, bye.